Luna viitoare, consilierii locali municipali vor trebui să voteze un proiect de hotărâre referitor la aprobarea unui model de steag ca simbol al municipiului Buzău. Anul trecut am primit o solicitare din partea unei firme specializate în heraldică pentru realizarea steagului municipiului Buzău. Inclusiv Consiliul Județean ne-a recomandat această oportunitate de a realiza un steag al municipiului, motiv pentru care am solicitat acestei societăți specializate în realizarea unor steaguri pentru orașele din țara noastră, am recomandat să ne facă câteva propuneri. Trei modele pentru steagul Buzăului sunt postate în dezbatere publică pe site-ul primăriei pentru ca buzoienii să poată opta pentru unul dintre ele. Poate că ar fi fost mai nimerită organizarea unui concurs pentru crearea modelului cel mai reprezentativ de steag pe care Buzăul îl va arbora în viitor. Avem un liceu de arte unde studiază mulți elevi talentați și avem și artiști profesioniști și amatori care ar putea concepe steagul potrivit pentru orașul nostru. Fac un apel și pe această cale către pasionații de heraldică din municipiul Buzău, dacă pot veni cu sugestii, cu propuneri, suntem deschiși oricăror variante, pentru că dorim ca municipiul Buzău, asemeni marilor orașe, Constanța, Brașov sau alte orașe din țară, Târgu Mureș, care au steaguri similare, să avem și noi un steag propriu pentru a fi arborat la diverse ceremonialuri sau diverse activități culturale. Conform legii, steagul Buzăului va avea forma și dimensiunile drapelului național și va putea fi arborat alături de drapelul României, al Uniunii Europene și steagul județului în această ordine. Până luna viitoare, cei interesați au tot timpul să-și exprime alegerea față de unul dintre modelele afișate sau să propună un alt model cu adevărat reprezentativ pentru municipiul nostru.